Nisipul este unul foarte, foarte fin. Cam așa arată plaja din Rimini la ora 6 de dimineață. Rimini are o tradiție de circa 180 de ani de turism. Multe locuri de joacă pentru copii. Cât de frumos este. Este un mix dejun destul de bun pentru acest hotel de 300. 2,20 euro sticla de 1 litru. O tonetă mobilă șenilată. Ia uitați, chiar acum trece prin fața mea. De frumos aici, un amfiteatru amenajat. Și un turneu local de volei feminin. O pledoarie perfectă pentru sport. Arată ca niște mici românești. Să vedem dacă merită banii. Bună dimineața, oameni frumoși, și bine v-am regăsit sau găsit de aici, din Rimini, unde am ajuns aseară. Am avut timp să dăm și o tură pe aici prin Rimini, așa că haideți să vă arăt cum arată Rimini, cea mai populară destinație de vacanță de vară a italienilor, un oraș cu circa 150.000 de locuitori, considerat Miami al Europei. Mă aflu pe una dintre plajele din Rimini, care arată, așa cum vedeți și voi, uitați cum arată șezlongurile, ce ordine, ce curățenie. Culmea este că șezlongurile sunt orientate paralel cu marea. Citisem despre acest lucru, dar nu credeam până nu am ajuns aici. Întreaga plajă de vreo 15 km este împărțită în mai multe zone. Sunt 150 de zone, numerotate aceste zone de la 1, începând din centrul orașului Rimini, centrul orașului, stațiune Rimini, până către sud, deci numerotate de la 1 la 150. Eu mă aflu pe plaja numărul 57 și uitați cum arată. Ce ordonate sunt aceste șezlonguri, cât de frumoase sunt, atât șezlongurile cât și umbrelele de soare sunt noi, nu sunt rupte, nu vezi nimic rupt aici. Nisipul este unul foarte, foarte fin. Marea de aici este una foarte limpede, una calmă, care permite intrarea în mare, intrarea lină în mare, undeva la 150 de metri, 200 de metri, cam acolo este mai adâncă, așa că este pretabilă, mai ales pentru familiile cu copii. Cam așa arată plaja din Rimini la ora 6 de dimineață. Uitați câtă lume alege să vină aici la răsăritul soarelui. Rimini are o tradiție de circa 180 de ani de turism. Primele stabilimente de acest gen au apărut prin anul 1840 și ceva. Multe zone destinate sporturilor nautice. Uitați ce frumos amenajat aici, cu zona de terase, palmieri, multe zone pentru copii, pentru distracția lor, locuri de joacă, deci multe locuri de joacă pentru copii amenajate. Nu lipsesc florile, așa cum ne-am învățat. Uitați cum arată un loc de joacă pentru copii de aici, din zona unei plaje private. Și aici este zona de vestiare, de dușuri, de closete. Aici este un loc unde se pot lăsa bicicletele, fiindcă sunt destul de mult folosite aici în zonă. Zona pentru activități sportive, pentru mini fotbal, pentru volei. Deci foarte, foarte diversificată oferta de atracții aici la Rimini. Uitați cum arată o terasă. De frumos este amenajată aleea aceasta înspre plajă, cu acești palmieri micuți, frumoși, foarte, foarte drăguți. Desigur, nu lipsesc pistele de biciclete. Uitați ce bine sunt delimitate aici. Se estimează că undeva la 3 milioane de turiști ajung în această stațiune anual.
Gândiți-vă și voi câtă lume. Noroc că v-am zis, stațiunea este întinsă pe vreo 15 km și atunci nu ai sentimentul de aglomerație, sau cel puțin aseară nu am avut acest sentiment de aglomerație al stațiunii. Este o plăcere să te plimbi aici pe malul Adriatic, aici la Rimini. Uitați ce frumos este organizată această zonă de promenadă. O încântare să te plimbi. Uitați cât de întreținută este această zonă de, hai să zic așa, grădină publică, iarba tunsă, curățată, nu există mizerie, nu există vegetație uscată care să nu fie ridicată. Cât de frumos! Cum să nu te simți bine în așa stațiune? Aceasta este zona aflată în planul secund față de mare, destinată teraselor, cafenelelor, micilor magazine. Așadar, acum, după ce v-am dat câteva detalii informative despre Rimini, haideți să vedem cum decurge o zi de aici, din Rimini, o zi de vacanță la Rimini, începând cu micul dejun. Rămâneți aproape! Și acesta este hotelul de 3 stele în care ne-am cazat noi, Hotel Petrarca. Cam așa arată, cu o mică parcare aici în stânga. Aceasta este mica recepție a hotelului. Aici în stânga este locul de luat micul dejun. Am plătit 380 de euro pentru 3 zile cu mic dejun inclus, deci undeva la 130 de euro, noi toți cei 4. Cam așa arată micul dejun. Sunt și bogoșele, și pepene, și multe salată, ouă, iaurt. Avem și nuci, și semințe, și cereale. Este un mic dejun destul de bun pentru acest hotel de 3 stele, zic eu. Avem și omletă, avem și pizza, avem și gustărele, pâinică, chifle din acestea, fructe, gem, pepene. Cam așa, deci oricum este o varietate destul de mare. Avem și sculețe, și gem, și tot felul de prostioare. Aici la dulciurele foarte, foarte multe, după cum vedeți. Cam așa arată plaja de la Rimini la orele prânzului, destul de goală. Oricum, având în vedere imensitatea ei, nu cred că o să umple vreodată. Îmi place că aleile sunt pavate cu aceste dale din piatră sau din ce ori fi, oricum ele țin rece, așa că nu te frigi la picioare ca pe alte plaje. Uitați cum este nisipul, cât de fin este. Bate puțin vântul, probabil a plouat în larg, fiindcă apa este ceva murdară. Uitați cum arată. Hai să vă zic și cât am plătit pe șezlonguri și umbreluțe aici la Rimini. Zonele acestea de plaje din Rimini, care v-am zis sunt 150, sunt împărțite pe 3 sectoare. Primul sector este cel apropiat de mare, fiindcă între mare și primul sector este o zonă de vreo 30 de metri liberă. După care urmează primul sector, unde se plătește pentru o umbreluță și două șezlonguri, 33 de euro. Cel de-al doilea sector, cel de la mijloc al plajei, un pic mai îndepărtat, 26 de euro pentru o zi, două șezlonguri și o umbreluță, iar acolo unde am luat noi, fiindcă atât ne-am permis, 20 de euro pentru două șezlonguri și o umbreluță în sectorul al treilea, cum ar fi acesta, care vedeți este și cel mai mare, așa, sectorul al doilea, acesta și primul sector. Cam așa sunt împărțite plajele aici.
Mai mult decât atât, dacă închiriați pe mai multe zile, mai sunt reduceri. Noi pentru 2 zile am plătit pentru 2 șezlonguri și o umbreluță 38 de euro în loc de 40, plus că am mai primit și o reducere din partea hotelului de 10%. Așadar am făcut și ceva economii, dar ținând cont că am închiriat șezlonguri și umbreluțe pentru 4 persoane, deci 2 ori 38, 76 și cu reducerea undeva la 70 de euro, mai precis 69. Cum vi se pare acest preț de 20 de euro pe zi pentru două șezlonguri și o umbreluță, deci undeva la 100 de lei, cum vi se pare? Am cumpărat și câteva răcoritoare pentru hidratare, fiindcă este foarte cald. Prețurile, apa aceasta la litru, indiferent că este frizante, adică cu acid sau fără acid, 2,20 euro sticla de 1 litru, la o jumătate de litru era 1,30 euro, Fanta și Coca-Cola, dar acesta nu este la, deși pare, nu este la jumătate, ci la 450 de ml, o nouă invenție a italienilor. Vă spun că am gustat din Fanta și nu-mi place. E, din punct de vedere calitativ, e ceva mai slab decât băutura din România similară. Așa, Fanta 3,50 euro, Coca-Cola acesta fără zahăr 3 euro, celelalte băuturi carbogazoase la 450, tot așa la 3,50 euro, berea undeva cea mai ieftină 4 euro la sticlă, mergând până la 6 euro la sticlă mai mare de 660 de ml. Cam acestea sunt mare prețurile la băuturi. Ia să vedeți voi la Rimini cine a luat locul comercianților ambulanți aici pe plajă, chiar pe plajă. Un magazin, o tonetă mobilă șenilată. Ia uitați chiar acum trece prin fața mea. Apă la 1 euro, chiar și înghețată, chiar și bere, 3 beri medii la 10 euro, cam așa arată și uitați-vă, este pe șenile, merge chiar pe malul apei pe aici, foarte interesant, nu? Ce ziceți? O pledoarie perfectă pentru sport, să vedeți cum se face sport aici la Rimini, în acest oraș stațiune foarte frumos, foarte popular în rândul turiștilor italieni și nu numai. Iar în dreapta, alții. Ca să vedeți și voi câți oameni aleg să facă sport aici. Cât de frumos este amenajat acest parc din Rimini, cu scări, cu băncuțe, în stânga vestigii istorice. Am văzut și câteva panouri informative, o să văd ce reprezintă acolo. Cât de frumos! Foarte mare. Să vedeți un punct de belvedere de aici din Rimini, de unde puteți privi toată panorama din jur. Undeva la un kilometru de centru stațiunii, de aici uitați prima linie de hoteluri, a doua linie de hoteluri acolo, o fântână foarte frumoasă. Aici în față un spectacol, bate vântul foarte tare aici, dar uitați ce frumos, ce interesant și băncuțele acestea, ce interesante sunt. Terenuri de basket, după cum vedeți aici, acolo de volei, multe zone pentru practicarea sporturilor. Vedeți în depărtare și o roată, chiar acolo cred că este portul și aproape de centrul orașului. Vedeți cât de frumos aici, un amfiteatru amenajat, un alt punct de vedere mai micuț, cu deschidere spre un amfiteatru, acolo. Și aici distracție pentru cei mici. Și trenuleț, ca peste tot, ca și la noi, la mare, este, vedeți, full.
o terasă drăguță aici. De fapt, toate terasele, aproape toate terasele sunt cochete, foarte cochete. Și un turneu local de volei feminin. Și a sosit și cina din seara aceasta. Eu mi-am luat niște cârnăciori care arată ca niște mici românești. Cred că o să rămâne mâncat cam puțin pentru stomacul meu. Mai mult are rare și rare. Ce e asta? Tot salată? Caesar, mami, tu tot salată? Bă, voi sunteți pe Caesar. Carinuța n-a vrut nimic decât un aperol, fiindcă ea e doar cu drink-ul. Și am mai luat eu suplimentar niște cartofi prăjiți așa, că știam că o să poftească. Cam asta este. Niște berică, o bere este la Artoa la 0,4, care e 6 euro. Cam scump dacă e să mă întrebați pe mine. Aproape, adică nu ca aproape, exact cât aperolul Carinei, care este tot 6 euro. La cola nu vă uitați, fiindcă acela l-am cumpărat anterior de prin magazin. Am dat 1,50 euro. A fost pe ieftineală, la cel mai ieftin magazin. Iar apa aceasta minerală, una frizante, una plată, undeva la 3 euro, 3 euro jumătate parcă. Ca și în alte locuri, aici taxa de masă, taxa de scaun, 2 euro de persoană. Am comandat și un profiterol, să vedem dacă merită banii. De fapt, nu știu cât e, 5 euro, 6 euro, cam așa ceva. Dar nu prea aducea profiterol, cred că l-au scos de la frigider înghețat. Să vedem dacă are gust. Rareș mi-a recomandat să iau un tiramisu, n-am vrut, am zis profiterol, hai să vedem cum, cât de gustos e. Cam atât în acest vlog de călătorie de aici, de la Rimini. În speranța că v-a plăcut ceea ce v-am arătat, lăsați și voi un comentariu, spuneți ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canalul meu de YouTube. Până data viitoare vă doresc toate cele bune, dragilor, să fiți fericiți și să vă trăiți viața așa cum vă doriți voi. Haideți la drum și numai bine!